dimineața, este ora 7:30, iar noi suntem gata să plecăm spre aeroport. Plecăm către Berlin. Da, și în principiu stau aici cu pisicuța mea. Prindeva pe acolo. Și care e foarte depresiv că plecăm. Și îl lăsăm singur pe aici. Nu-i convine. Aia este. Hai să fac o schemă din aia ca în, ca în filmele alea, știi? Baywatch. Da, așa că noi pornim. M-am urcat comod. Așa, și mergem către aeroport unde ne întâlnim cu două cupluri, prieteni de noștri. Și apoi să ne îmbarcăm. Uite. Ce faci? Hei, hai încoa. E chef de joacă? Papa! Intri nouă la în singurel? Băi, ai strabism. Cioș. Nu-i al meu. Hai în spate. Hai în spate. Hai. Aici. 113 ghinionist. Ok. Ok. Opa. What is this? What is this? What is this? Oh, oh. Ce efectiv sunt scări. Și urci. Și ai pătuțul care-i mare. Destul de mare, da. Unde-i mai mult mie? It's pretty awesome, this room. Da. E chiar drăguță. Îmi place. Și TV, bineînțeles. Am de prins numai posturi în germană și pentru că... Și eu deja beau. Da. Deci acum...
Nu mă văd. Așa, gândind la rece. Deci clădirea asta, cartierul, noi suntem cazați în hotel 24 Lichtenberg, nu știu, mai exact. Da, Lichtenberg. Așa, și clădirea asta din afară arată ca o hală dezafectată, iar din interior are așa un vibe chic nerenovat, în renovare, în proces de construcții. Mă rog, dar camera arată chiar drăguț, mie îmi place și nici nu miroasea se simte, dar miroasea nouă, nu se simte vreun miros de la de mucegai sau ceva. Cred că nu a terminat încă de... Avem un centru vietnamez de mâncare și libanez și toate chestiile asiatice, fix în spate. Și da, vedem unde găsim celelalte magazine normale. Mai trag pe mine niște straturi de haine și după aia mergem să mâncăm și noi ceva. Poate mergem să ne plimbăm prin centru, prin Alexanderplatz. Cameră! Da, aici lumina mai bună. Și cam asta ar fi, o să vă iau cu mine să vedeți și voi Berlinul odată cu mine. Dar cum arată baia? Să vedem baia. Coboară pe scări în jos. Eu zic că e drăguță. Not bad! Ce duci mișto? Am oglinzi și nebun la cap. Și duci din ăla cu... Tropicală. Tropicală, pe care eu oricum nu o fi folosesc așa, pentru că de ce l-aș folosi că... Așa. Na. Da. Burger King. Ce facem noi când mergem în Berlin, Ovidiu? Burger. Burger King. No. Burger. Da, boss, mă opresc. Dacă eu zic stai, stai. Hai că știi în spate. Da. Hai spre poartă. Da, 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 eu nu știu ce vorbesc cu oamenii aceștia aici, dar știu. M-am prins. Avem și trecem și facem și merităm și... Și miroase avem fiert. E în dreapta. Deci acum mergem spre Reichstagsgebäude. Adică ăla din față? Nu mă mai jura de mamă. Clădirea Parlamentului. Asta este ăla pe care... Reichstagsgebäude. Păi ce zice Reichstagsgebäude? E ăla din spate. Gheboide, gheboide. La ce, măi, tu? Gheboz. Cum, mă, n-are cum. Sunt fix chestii de-alea, de vedeclașe. Wow. Ce-o pus-o aici o mâncață și... Berlin. Gata-o fost. La Brandenburg, în ăla. E aproape de casa... Păi, da. Baby, baby? Este un ce? Nu, vreau un vin. Da, am văzut. Vrei tu? Vrei vin? Să te mai cazești puțin? Vrei vin? Ai căciul. Mama, dai pe mine cu căluț? Atunci așa. Ce faci, dărdăi, aici? Bine, dărdăi. Da? Ți-e frigut? Da. Câte grade sunt afară? -100. Uite, acolo e o băltoacă. Da.
Și aici e o băltoacă. Și acolo e un turn. Am ajuns într-un final la hotel, este ora 9 seara aici în Berlin, însemnând că undeva la ora 10. Am stat și am bântuit și am degerat pe străzile alea din spre Brandenburger Tor spre Alexanderplatz. Nu sunt chiar atât de cretin, adică știu un mare cum ceva cu Alexandru și ceva cu Brandenburg, dar mă rog, detalii de astea, foarte drăguți pe acolo, mă rog, la Brandenburger acolo sau, doamne, știu dacă am pățit, deja amenajau pentru Noirile Revelion cu un milion de oameni în aer liber, etc., etc., care va fi. Așa că n-am putut să vedem și probabil locul e mai frumos când e gol. Fața mea arată în ultimul hal. Trebuie să folosesc multă cremă hidratantă pentru că frigul ăsta și-a spus cuvântul. Și acum că am ajuns, am fost puțin pe la un supermarket să ne luăm și noi ceva de mâncare pentru mâine dimineață. Am dat drumul la căldură la maxim în cameră. Și cam aici se va încheia ziua noastră. Cel mai probabil, posibil să mergem să mai jucăm ceva cu gașca. Și cam atât. Și bem o bere, pentru că aici au multe soiuri de beri. Gârlă. Și ieftine, și bune, și aromate. Și somnoroasă. Iar mâine vedem cum ne facem programul. Sper să... Bă, dar chiar au ăștia la dure pe aici? Vreau și eu să văd care-i fază cu acest la dure. Ce așa și chiar. E un restaurant cu macaroni, cu chestii. Ar fi drăguț, nu? Ar fi. Dacă nu măcar... Avem altele în plan. Da, bineînțeles. Alegurile. Da, cam asta ar fi. V-am pupat. Ne vedem mâine dimineață, sper eu, cu forțe mai proaspete. Mult mai proaspete. Da. Oricum, tot ce omit să vă zic acum, probabil o să mai fac așa un clip despre cu și despre Berlin, care să nu fie vlog de călătorii, cu părerea mea despre el și așa. În principiu îmi place, dar nu e atât de civilizat pe cât mă așteptam eu să fie. Adică Viena îi bat la fund, așa, detașat. Gata, asta a fost. V-am pupat somnușor, mă rog, pentru mine. Somnușor pentru mine, nu pentru voi. Și ne vedem mâine. Al meu. Ce-ai, doamne? Distracția! Mergem la Museum Island. Da, Museum Insel. Da, ca să vedem ce să vedem, niște muzee. Și după aia unde mergem? După aia nu știu, vedem. Vedem cât durează asta. Mult. Opunii, da? Ba da. No. Thank you.
achiștat. Ce? Alea se bate cu călare, cu o suniță, cu un leu și asta cu o leoaică. Nu știu. Ha, nu-i rău. Dar sunt foarte mișto realizat asta. Sper. Bine, te avem oricum. Hai că trebuie să scoate. CTVC Bistro. CTVC Bistro. De frig în Berlin încât 1, 2, 3, 4 și mi-e foarte de haine. Ce poze că vrei, două dulce. Băi, eu nu mai pot, adică pe bune. Arată bine. Ai o vreme de cacao. Cacao. Cacao! Foarte! N-am mai apucat să vorbesc cu voi nici ieri și nici azi. Astăzi este 31, este aproape 10 dimineața, noi trebuie să plecăm la 10 fix. Și da, ce am făcut noi ieri? Am fost practic pe insula muzeilor, unde sunt 5 muzee și am văzut toate pietrele posibile. Vai, câtă lipsă de cultură din partea mea, nu? Da, asta am făcut toată ziua. Am stat și am studiat istoria Greciei, Romei și
Mă rog, ceva ce nu ține oricum de... și Egiptului, da, dar ceva ce nu ține oricum de Berlin. Pentru mine a fost o idee cam plictisitor și eu sunt o persoană care chiar îi place istoria. Dar de la 10 dimineața până la 6 la închidere a fost un pic cam mult. Un pic. Un pic. Da. Iar mai apoi am zis să vizităm și noi galeria... cum se numea? Un nume galeria german. Kaufhof. Satul de cumpărături în traducere. Exact. Și Primark, bineînțeles, unde a fost o harababură totală, un haos și o masă de oameni atât de mare, nu înțeleg. Toată lumea a vrut să facă cumpărături de la Primark în ziua aia, chiar, deci găseai produse foarte ieftine, dar pana mea, aglomerația aia e ceva extraordinar. E simplu. Ce facem video? Bine, uite și eu pe aici. Mă pregătesc de plecare. Acum avem cafeaua și cam în 7-8 minute plecăm să vedem și noi zidul Berlinului. Acolo, Checkpoint da. Charlie, orice ar fi ăsta. Spy Museum. Spy Museum îl vedem azi? Da, așa am zis ceilalți. Spy Museum. Și cam atât. O să vă iau, bineînțeles, cu mine pe parcurs și sper să pot să vorbesc mai mult cu voi. Adică cu camera, că... na, dar să vă povestesc practic vouă. Și cam asta ar fi. V-am pupat și ne vedem mai încolo. Da, închis și azi și mâine. Uite, pe acolo, uite, trebuie să fie acolo undeva. Ah, doi cel, gata, l-am văzut. L-am ginit. Spionaj Museum. What the fuck? Codul de QR. Ia. Deci aici la dreapta.
Asta e gara centrală din Berlin. Seamănă cu gara de nord de la noi, nu? Aduce, aduce. Coada de intrare într-unul din singurele magazine deschise duminica pe 31 în Berlin. Am citit ceva de genul: bă, dacă aveți de plimbat în seara de Revelion, mai bine nu, duceți-vă în locul care vreți să petreceți. Stați-o până la 1 noaptea. Și am revenit într-un final, în camera de hotel, mai exact pe la ora 6. Am fost și noi să vizităm tot ce am spus că vizităm de dimineață. Am vrut să trecem și prin Potsdam, Ovidius, piața. Dar eram mult prea obosiți. Așa că am zis că, băi, ne întoarcem la hotel, facem și noi o baie, un duș, ne pieptănăm pentru că a plouat și părul meu, deși l-am coafat teoretic de dimineață, practic, a rămas... Așa, am avut și căciulă în cap, deci cu atât mai bine. Și după aia poate ieșim, nu poate, sigur ieșim să bem măcar ceva, dacă nu o să și mâncăm, pentru că, na, din motive. Și apoi ne-am gândit să mergem puțin la Brandenburg Tor. Așa, eu mă tot verific acum cu Ovidiu ca să mă asigur că zic măcar 80% corect cuvintele alea. Na. Așa că acum la Brandenburg Tor, ca să vedem și noi artificiile, că este un show de, nu știu, 20 de minute. Ale oficiale. Ale oficiale, bineînțeles, că de fel aici pocnesc artificii și tot felul de pocnitori și fâsâitoare de vreo 3-4 ore. Deci ce e aici și n-am mai pomenit, că atunci când eram mic, înainte să interzic artificiile la noi, era cam la fel. Doar că aici, la fiecare colț de stradă, vezi oameni cu pocnitori, cu artificii de alea mari, cu Vezuviu, vulcane și alte tot felul de chestii de-astea. E interesant, dar parcă e un pic cam mult. Un pic. Da, cam asta ar fi. Ne pregătim și noi de acum să arătăm și noi un pic mai decent când intrăm în următorul an. Îmi mănânc și eu gogoașa pe care mi-a tortit-o Ovidiu, mulțumesc, Ovidiu. Beau o cafea ca să fiu în stare măcar până la 10 să rămân trează și ne vedem mai încolo. Mi-am făcut a treia oară și ultima oară părul. Sunt bombardamente pe aici, toată lumea are pocnitori și artificii. Exact. Capul la cutie. Capul la cutie. La tot are toată lumea? Babies pentru Iulia. Și o porție de un om acolo așa. La modul că noi am dat o sumă ceva mult mai mare decât cea care era scrisă pe bon și ne așteptam să primim rest. Dar se pare că, spre deosebire
de Viena aici nu dau rest. Nu, că noi lăsam după aia. L-a considerat bacșiș. Da, cu totul. Așa că... Da... Mă rog, în fine. Pe aici e frumos. Ne pocnesc toate urechile. Este tot oameni cu pocnitori și nu mă refer la pocnitorile alea mici, ci la chestii de un crânat mari. Cât degetul așa enorme, două degete. Dușe! Da. Și acum mergem spre Brandenburg Tor. Tot ala. Scuzați pe ceala, ca să vedem focul acela de artificii de care vă ziceam. Flamen. Bazăm. Și avem și noi artificii, dar din alea pentru pensionare, adică... Pâs-pâs-pâs-pâs-pâs-uri din alea. Dar ce semn ai făcut numai pentru pensionar, nu e? Nu mai e nifoca. Artificii peste tot. Coiul meu mai cu... Este așa constant. Sunt mic. Ok, unde te duci? Ia o fiște că dai de... Artificii, hai să... A fost o bombă. Faci acolo. Deschizi șampania. Poate dai în geam. După o să auziți o no, dai în... Vezi să nu spargi vreun geam, vreun bec. Vreun ochi, vreun cap. Noi vrem să plecăm, nu vrem să rămânem aici. Poți nu în partea asta, te rog? Dar care parte? În direcția diametral opusă. Pe ce? Pentru că aici sunt oameni. Dă în geam, Andreea. În perete. Aici, uite, dai. Scoate pe geam. Hai că rabatezi și scoți. Nu te pun pe YouTube. Să trebuiască să zic bip. Bip. Păziți ochii. O să sară. O să sară în oglindă. Nu m-am dat în tapa. Unde? Nu văd. De incenturi și începea să se ne n-ai spart nimic. Nu spart nimic, e ok. Berlin după Revelion. Hai mă, că nici la noi nu e așa.
Da, mă, nu e, nu e. Dă-o încolo. O imensă groapă de lucruri. Iup. Chiar, uitați acolo, în parcare, cum e. Să urită, îi zic și eu. Justifică? A, uite ce frumos e pe jos, mă. Mizerii, mizerii. Mizerii, mizerii. Mizerii. Mă, dar oare se vede pe cameră? Că eu nu-mi dau seama. Cred că se vede, dă și tu cu zoom. Peste tot, da? Unde-ți dau zoom? Că nu mă pot decide. Dă zoom ojeg. Hallo. Hallo. Ich asta e tot ce știu în germană. Ich will vielleicht Achtung multe h-uri. Da, ăștia își curăță gâtul des. Entschuldigung. 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 Tut mir leid. Tut mir tom ihr leid. Guten Rutsch. Asta nu știu ce înseamnă. Ce n-am mai auzit până acum. A, mi-a zis-o la magazin. Guten Rutsch. Da, da, Guten Rutsch. Înseamnă ceva genul să ai toate cele bune 9 ani, dar eu... Da. Am căutat și n-am găsit prea multe descrise. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Eu ziceam Guten Brutsch, dar nu e Guten Rutsch. Grüß Gott. Grüß Gott, ia. Asta e vieneză, asta e mai mult din Austria. Eh, îmi place oricum mai mult Viena decât Berlin, așa că... Te salută Dumnezeu. Ovidiu, uite ce sus ne-am urcat. Hello, sus. Bello. Bello. Backlight. Bello. Trebuie să mai curăț ventilație. 6. Hai că vorbim. Nu, că după aia... Bayreuther Straße. Mie îmi place că aici la anunță. Hmm? Aici se anunță. Măcar atâta. Wow. Mișto. Mai avem de văzut aici. Mai avem ceva de văzut? E mult de mers? Mult de mers? Cine e să fac o poză? Ok. Hai să-l lăsăm. Foarte lung, foarte rece, vreau acasă. Și atracția principală încearcă tot să faci o poză aici.
să se întâmple prea curând. Zidul. E întuneric și e frig și o să mergem și noi spre hotel. Și tocmai am constatat că eu n-am făcut nici încheiere, nici bună dimineața, nici nimic. Deci, hello! Doar să fie pe bucăți, jap, jap, jap. Da, doi, nu, 1 ianuarie în Berlin. Și era, eu eram deja în 2. Mâine 2. Mâine 2 și plecăm. Dimineața de vreme. Ias. Ias. Păi de ce față așa de pus chitară, știi? Și-mi pică și festul mai mult cu partea asta. Am dormit 3 ore. Ne-am întors pe la 5 la hotel înapoi pentru că suntem efectiv terminați. Azi a fost o zi ceva mai ușurică. Bineînțeles că n-am apucat să vorbesc deloc cu această cameră pentru că, mă rog, și prin intermediul ei cu voi, pentru că am fost pe grabă. Ne-am trezit dimineață. După ce ne-am culcat la ora 4, ne-am trezit la ora 8. Hai, nu 8, dar la 9. Ca să plecăm după aia la 10, să vedem grădina zoologică, mă rog, nu grădina zoologică în sine, cât casa președintelui care este lângă grădina zoologică și palatul Charlottenburg. Asta n-a că l-am nimerit de data asta. Am nimerit. Și în afară de asta, am mai văzut și ce-a mai rămas din zidul Berlinului. O puzderie de oameni și pe acolo, toți cu mâinile, picioarele pe zid, făcând, încercând să fac poze care mai de care mai... Mă rog, pentru ei interesante și artistici, pentru mine mi se par puțină lipsă de respect față de picturile alea în sine, nu de zid. Și... Da, cam atâta. Nu reușesc să-mi formulez bine cuvintele pentru că s-abia trezit din somn. Mi-e foame și nu avem nimic de mâncare. Pentru că aici noi n-am avut frigider. Da, frigider. La hotel. Am lăsat mâncarea, mă rog, câteva smoothie-uri pe pervaz, în afară. Stăm la parter, în spatele, nu, în fața unui complex, ceva de genul Dragonul Roșu, numai că chiar cu persoane asiatice. Prin urmare ne-au dispărut smoothie-urile de dimineață. Prima oară când se întâmplă asta, pentru că lăsăm de 3 zile încoace și nu s-a întâmplat absolut nimic. Alții au fost mai rapizi și s-au trezit mai devreme și au zis să profite de ocazie. Smoothie-uri gratis, yay! Da, iar acum o să vină oamenii pe la noi prin cameră. Poate să mai jucăm ceva, să terminăm ce am început de băut ieri și apoi ne facem bagajele și ne odihnim puțin pentru că avem avion la 7:15 și asta înseamnă că ne trezim pe la 3:30. Și cam asta ar fi. Iar noi cel mai probabil ne auzim fie mâine dimineață, fie direct din România. A, și eu mă uit. Da, Fred Bangers, pentru că banger. E doar un banger, nu-s doi banger. Pentru că e foarte, foarte fain. Și gata, v-am pupat. Somnit ușor. Este ora 3. Dimineața de pescări. Ah, da. Ne-am trezit la această minunată oră pentru că aveam avion la 7:15. Am terminat bagajele. La probabil mi-am luat tot pe față. Și acum o să mergem la recepție să predăm cheia de la camera hotelului, bem și noi cafeaua și așteptăm și pe ceilalți să termine.
Și apoi mergem și schimbăm 3 tramvaie și ajungem, sper, cu bine la aeroport. Yay! Încearcă. Pregătiți să mergi la muncă? Gândești? Moarte. Abia aștept. Plouă afară și întuneric, bezi. Ora 7. Da, da. Ora 7, ora 7. Bravo, în România. Yeah.